căci trebuie pe drept să-și ia răsplata cum a lucrat oricare dintre noi. Noi nu murim atunci când inima încetează. Lăsăm în urmă tot ce am scris și spus, dar tot ce dăm la cei ce ne urmează, mereu de rod când noi de mult ne-am dus. Avem copii și creștem după vrere, avem elevi și învățăm ce vrem, avem o turmă în grijă și în veghere și întreaga lor răspundere o avem. Căci ei vor fi în lume și în viață, așa cum noi le-am spus și arătat, iar ei la fel, așa vor da cu față, și un lung popor acum de noi format. Îi creștem bun, la fel și ei vor face. Îi creștem rău, așa vor îndruma. Noi îi îndreptăm înspre război sau pace, rând după rând, pe câți ne vor urma. Și abia atunci, la marea judecată, vedeam în toți uimiți cu adevărat cât a salvat o creștere curată, cât a ucis un suflet blestemat. O, voi, cei mari răspunzători de gloate, părinți și îndrumători pentru urmași, voi veți purta răspunderile toate. Voi creșteți sfinți sau creșteți ucigași. De aceea, pentru tot ce ne urmează, la marea judecată de apoi, cu ochi uimiți, oricare o să vadă cât rău sau bine a început cu noi. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Frați, cu toții am ascultat textul Evangheliei care a fost rânduit pentru duminica de astăzi. Și așa cum știm și cum am văzut și în calendarul nostru, spune că duminica de astăzi poartă numirea de Înfricoșătoarea Judecată. Așa este și textul evanghelic în care Mântuitorul ne relatează și ne spune o parabolă. O parabolă. Dar, așa cum ne învață Sfinții Părinți și cum ne învață învățătura Bisericii, sunt mai multe feluri de parabole catalogate. Parabola aceasta se numește parabola esatologică. Ca și alte parabole. Spre exemplu, dau acum un exemplu ca să puteți înțelegeți. Parabola de asta esatologică, parabola săracului Lazar și a bogatului Mirus. Iar esatologică, astea sunt parabole care, de ce sunt? Ne vorbesc despre viața viitoare. Dar, în special, parabola de astăzi pe care Mântuitorul a rostit-o se referă la judecata de apoi. Ultima judecată. De-aia spune Înfricoșătoarea Judecată. Când ne vorbește despre bogatul nemis și săracul Lazar, ai vorbește despre judecata particulară. Aceasta este judecata universală. În învățătura bisericii noastre, în capitolul acela mare despre Dumnezeu judecător, în care ne vorbește despre cele două judecăți, la judecata universală sau la ultima judecată, ne spune că este înfricoșătoare, cum merge și duminica de asta. De ce este înfricoșătoare? Ce-i așa de frică? Pentru ce să fie așa de frică? La judecata particulară, numită înfricoșătoare? Nu. Dar judecata universală cu limită înfricoșătoare. Oare de ce folosește cuvântul acesta și termenul acesta de înfricoșătoare? Pentru că se zice că atunci când are loc judecata universală, va fi completă. Judecata particulară nu este completă. Nu este definitivă. De ce? Pentru că este judecat ce? Nu am sufletul. Pe când la judecata universală, cum va fi ce va fi judecat? Și? Și trupul.
La judecata particulară va fi judecat numai sufletul, dar la judecata universală va fi judecat omul în total, adică suflet și trup. Și de ce este numită în același timp împrigoșătoare? Pentru că atunci când va fi și când va avea loc judecata universală, cum va fi judecat omul? Că putem spune că e om atunci. La judecata universală e om. Nu e numai suflet, e om. Suntem și noi de astăzi. Dar cum va fi? Atunci va fi scoasă în virea și spus tot și ceea ce ai gândit. Numai ce ai spus și tu ai făcut. Și ceea ce ai gândit. Și unde va fi spus? A cui? A tuturor. Nu. Cu care ai trăit? Cu noi toți aici care suntem. Când va fi vremea, noi toți vom fi la judecata universală și se va da bilac. Nu numai ce ai făcut, ci ce ai gândit în fața cui? În fața tuturor. Pentru că la judecata universală, să nu credeți că vom fi judecați cu cintă pe timpul lui Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazu. Aia, cu treaba lui atunci. Tu ești cu cei cu care ai trăit. Cu familia ta, cu apropiați de cu biserica la care ai trăit, cu toți cei care ai fost apropiat. În fața tuturor se va da în bilac tot ceea ce ai făcut, dar și ceea ce ai gândit. Și mai mult decât atât. Și ce? Și urmările care le-ai avut în urma în vieții pe care ai dus-o pe și urmările. Ce se va întâmpla cu copii, ce? Copii, nepoții, strănepoții, deci tot, să zicem, ca să înțelegem noi acum așa, dar și cei cu care ai trăit și urmașilor. Deci, nu ești judecat numai strict. Unde ești judecat strict? La judecata particulară. Ești judecat strict pe ceea ce ai făcut. Despre urmări, nu. Pentru că urmările vin după aia. Tu dacă ai învățat lucruri bune, sau nu știu eu ce, sau așa, sau rău, de ce nu? Sau rău, au văzut. Cei de apropiați, nu știu, copii sau, mă rog, zic, așa au urmat și ei. Tot așa. Ce-au văzut, aia fac. De ce era speriat bogatul în iad? De ce era speriat? Că a știut ce a lăsat în urmă. Și spune, mă, frații mei, uite ce fac. Ei se chepuie și se mai gândesc. Păi, Doamne, ceva sperie, constrânge-i cumva. Și nu? Avram îi spune, i-am trimis pe proroc, ce-a trimis pe proroc. Îi explică. Și spune Mântuitorul, cum ai trimis? Și-a trimis pe fiul meu. Și ce-a făcut? L-a omorât. Deci, a epuizat, dacă aș putea să spune, toate căile de a-i trezi. Și nu s-au trezit. Și va fi judecata, judecata universală și pentru ceea ce a lăsat în urmă. De aceea este numită împrigoșătoarea judecată. Nu este împrigo, pentru că este cu dreptate până în ultima parte. Deci dreptate totală. Dacă Mântuitorul, dacă spune că Dumnezeu ne judecă cu milă, ați văzut, dacă nu ar fi mila lui Dumnezeu, Dumnezeu cum e, n-ar fi mai există. Atunci, nu mai există mila. Dumnezeu va judeca cu dreptate. Nu mai există milă, nu mai există înduieșare, nu există, ci adevăr. Asta ai făcut, asta primi. Nu mai că știi că ai văzut. În textul Evangheliei de astăzi, a parabolei, ce spune? Doamne, dar dacă te-aș fi văzut eu, bolnav, eu, Doamne, cum să nu te ajut dacă te-ai văzut închisoare? Cum să nu te caut? Nu mai merge. Acolo, la Dumnezeu, la ultima, la judecata universală, va fi cu dreptate. Fără milă, fără durare. Dacă Dumnezeu acum e cu milă și cu durare, și așa cum atât de frumos a fost și în pildă fiul risipitor, ai văzut cum tatăl l-a așteptat? A așteptat în tăcere, a așteptat să-l vadă pe fiul risipitor de gând. Și s-a întors. Dar cum așteptat? Cu dragoste și cu milă. Nu mai există. Le-a judecat universală. De aceea e numită împrigoșătoare. Pentru
sentința va fi definitivă. La prevoștarea judecată, sentința pe care Dumnezeu va fi definitivă. Nu se mai poate face nimic, nimic. Dacă la judecata particulară se poate face, se poate modifica sentința, se poate modifica prin dragostea lui Dumnezeu, prin milă, prin rugăciunea bisericii, prin rugăciunea celor rămași pe pământ. Se mai poate, pentru că există acea colaborare între biserica luptătoare și biserica triumfătoare, dar odată venită judecata universală, gata, s-a încheiat. Și așa vei merge în veșnicie, în stadiul în care ești. De aceea Mântuitorul tot timpul atrage atenția. Și mereu și mereu atrage atenția. Pentru că vine vremea când nu mai poți să faci chiar nimic. Nimic. Și atenție, nimeni nu mai poate să facă ceva pentru sufletul tău și pentru trupul tău. Pentru că, de ce va fi și cu trupul? Pentru că judecata particulară, am putea spune, nu-i corectă. Pentru că numai sufletul a păcătuit. Și trupul. Păi, ca om, când ai făcut păcat, nu l-ai făcut singur. Au fost și sufletul, și trupul. Și la judecata particulară, trupul nu are nicio consecință. Când vine judecata universală, va fi și trupul. Și spun Sfinții Părinți. O întrebare. Cum va arăta trupul? Cum va arăta trupul? Și spun Sfinții Părinți. Va arăta ca trupul în viața lui Hristos. Așa va fi. Ca trupul înviat al lui Hristos. Cum va fi? Bătrân, tânăr, cum va fi? Ci spune, va avea vârsta lui Iisus, la 30 de ani, 32 de ani. Deci, indiferent cum e, aceeași vârstă va avea. Toți oamenii vor avea aceeași vârstă. Și spune așa, cum vor fi oamenii în vremea aceea, așa? Vor fi trupurile oamenilor. Cu suflet, trup și cu suflet. Împreună, trup și suflet. Dar care va fi diferența față de trupurile de acum? Diferența față de trupurile de acum e așa. Vor fi pline de slavă, trupurile noastre vor fi pline de slavă. Ceea ce va fi mântuit. Care vor? Aici e diferența. Aici e diferența. Pline de slavă, nemuritoare și nestricăcioase. Deci nu va fi supus puterii și ciune, etc. Și ei nu vor muri, vor fi veșnici. Dar diferența care e între trupurile dreptilor și trupurile nedreptilor, păcătoșilor? Cum va fi? A dreptilor vor fi pline de slavă, asta e vor fi diferența. Și a păcătoșilor nu vor avea slavă, dar vor fi nemuritoare și nestricăcioase, dar nu vor avea slavă. Deci nu vor fi pline de harul Duhului Sfânt. Vor fi până. Și așa vor merge în eternitate. Așa vor merge în eternitate. Și de aceea, când va veni judecata universală, de aceea e numită înfricoșătoare. Pentru că nu știi ce e așteaptă. Nu știi ce e așteaptă. Tot așa vom fi judecată. Suntem astăzi. Dar, v-am spus, vom avea vârsta la terziar. Toți. Indiferent. Și mai încă un lucru care iar nu mi-a rămas în memorie, zice. Păi și ăia care au avut infirmități sau, nu știu, au fost infirm sau ceva de ce. Nu. Toți vor fi egali. Toți vom avea trupul pe care ne-a Dumnezeu. Că ai avut infirmitate, că ai avut timpul sau ce. Vei fi cum ai fost și cum ți-a lăsat Dumnezeu. Nu mai avea nicio infirmitate, nici nimic, toți vor fi egal. Și de aceea, judecata universală este dreaptă. Aceea e dreaptă. E dreaptă pentru că este să face o judecată care nu mai poți să o, cum ar veni să zic, nu mai poți să o contești. Nu există contestația acolo. Gata. Și cine va fi în complet de judecată? Cine va fi în complet de judecată? Cine va fi președinte, dacă, iar ca să putem să înțelegem, cine va fi președinte? Mântuitorul Iisus Hristos. Toată judecata cu spune. Toată judecata dată Fiului. Și de o parte și de alta, cine mai va fi? Sfinții Apostoli,
Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezător. Ei va fi un complet de judecată. Care va judeca oamenii? Om. Și atenție, va fi un dialog între om și președinte, dacă am putea, și Iisus Hristos. La judecata particulară, sufletul stă și nu zice nimic. Suportă consecințele. Atât. Zic, cine e? Îngerii buni și îngerii rău. Atât, zice, lucruri bune, lucruri rele despre suflet. El stă în fața lui. Și judecătorii ia hotărârea atunci despre sentința, dacă am putea să numim așa, provizorie pe care se aducea, pentru că ea nu-i definitivă, pentru că vin urmările, astea vin în timp omenesc. Ce urmări va avea și ce a lăsat în urma ta? Te lăsa lucruri bune? Sau lăsa lucruri rele? Care sunt? Și asta nu se pot, nu că nu s-ar putea, s-ar putea, dar n-ar fi corect și drept. Și Dumnezeu vrea să fie Dumnezeu dreptilor, nu al mincinoșilor, să zicem. Și atunci, în timp, ele se confirmă sau se infirmă. Aceasta este, în câteva cuvinte, am vrut să vă spun despre textul Evangheliei de astăzi, care ne vorbește despre judecata. Judecata este de aceea numită și pe pură dreptate numită duminica de astăzi, duminica înfricoșătoare judecății. Pentru că va fi înfricoșător și cu tremur și cu strângere de inimă și cu strâșnire de dinți. Pentru că nu știi care va fi și care au fost urmările a ceea ce ai lăsat tu pe pământ. Atunci să vedem cu adevărat ce ai lăsat tu, ce ai făcut tu pe acest pământ, în decursul vieții tale. Ce ai lăsat? Atunci să vedem. Amin. 576. Iisus, la vedere. Bun. Trebuie să mori curând, să-ți desfășitul de murând, să ne gândește Dumnezeu, să-i dai răspunsuri.
pentru el un zăhar alergat. Osteniți neîncetat, pentru Domnul acum.